Agenda electorală. Promovare electorală. Când pleci la drum, contează? Contează. Pe unde mergi, pe unde treci și la cine ajungi. Nu contează ce distanță parcurgi, atâta timp cât te bucuri de deplasarea ta. O infrastructură bună atrage un tranzit industrial benefic județului nostru. Ori de câte ori te pui la drum, îți dorești o călătorie liniștită și în siguranță. Fluiditate și confort sunt principiile pe care ne bazăm. Baza unei societăți în creștere este direcția ascendentă către un drum care se numește dezvoltare. Drumul bun se cunoaște de dimineață. Alege drumurile județene din Gorj. Gorjul contează. Taturile mele. Mă voi implica cu profesionalism și responsabilitate în dezvoltarea comunităților locale. Susțineți și votați echipa PSD Gorj. Comandat de Partidul Social Democrat, Organizația Gorj, realizat de SC Ziarul Accent în Gorj SRL, cui mandatar financiar 212-00019. Sunt senator Florin Cârciumaru și îl susțin pe Ciprian Florescu la primăria Târgu Jiu. Ciprian Florescu a ales să lupte pentru schimbarea și progresul Târgu Jiului, a decis să lupte pentru un învățământ de calitate, infrastructură sportivă și rutieră moderne și nu în ultimul rând pentru dezvoltarea economiei locale și întoarcerea acasă a celor plecați în străinătate. Votați Ciprian Florescu, primar al municipiului Târgu Jiu. Comandat de Partidul Social Democrat, Organizația Gorj, realizat de SC Ziarul Accent în Gorj SRL, cui mandatar financiar 212-00019. Sunt profesor Gheorghe Nichifor. Învățământul și cultura țin de existența neamului românesc. Echipa Partidului Social Democrat Gorj, propusă pentru Consiliul Județean, are capacitatea de a pune în valoare potențialul uriaș al județului. Susțin și votez echipa PSD Gorj. Publicitate electorală. Bună ziua, dragi prieteni, din nou pe 96,2 frecvența Radio Accent, din nou în fața dumneavoastră, emisiune de promovare electorală, de data asta în fața dumneavoastră, un tânăr din categoria Partidului Social Democrat, domnul Claudiu Manta, reprezentant al PSD. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, vă salut pe dumneavoastră și pe ascultători. Cam găfuiți după campania asta electorală, domnul Manta, ați intrat pe scări așa în viteză, pac, pac, cum te curge campania? Da, să știți că s-a alergat foarte mult în această campanie, pentru că deși este pandemie și încercăm să respectăm toate și le respectăm toate regulile impuse de autorități cu privire la distanțarea socială, campania electorală este în primul și în primul rând despre contactul cu oamenii
este în primul rând, în primul și în primul rând, de a merge în localități, în cât mai multe din localitățile Gorjului și a le explica oamenilor ceea ce am făcut în acești 4 ani de zile, de ce le cerem și de ce le cerem votul în următorii 4 ani de zile, atât pentru Consiliul Județean, cât și pentru lista de pentru primărie și pentru Consiliul Local. De ce le cereți votul, domnul Manta? Păi, argumentele pentru care noi facem acest lucru sunt multiple. Dacă discutăm despre Consiliul Județean, vorbim despre foarte multe lucruri și realizări ale președintelui Cosmin Popescu în acești 4 ani, ultimii 4 ani, fie că vorbim despre locuri de muncă, și aici pot să vă dau exemplu șomajului, care în 2016 la nivelul Gorjului era 6,3, iar acum este undeva la 3,1, deci asistăm la o înjumătățire a ratei șomajului. Dacă este vorba despre infrastructură, vorbim despre cele 200 și ceva de kilometri de drumuri comunale modernizate, și aici cred că este un lucru pe care putem să-l observăm cu toții, faptul că tot sau majoritatea drumurilor care țin de Consiliul Județean sunt reabilitate, sunt moderne, s-au făcut investiții, majoritatea dintre ele pe fonduri europene, pentru că bugetul Consiliului Județean, după cum știți, este limitat, dar Cosmin Popescu și echipa sa au înțeles că, mă rog, cheia aici este accesarea de fonduri europene și s-a mers foarte mult în domeniul infrastructurii pe accesarea de fonduri europene. Eu cred că s-a reușit, sigur că mai sunt câteva drumuri județene care trebuie reabilitate, însă asta urmărim să facem în cei 4 ani de zile, când ne propunem să reabilităm, să modernizăm tot ce înseamnă drum județean în județul Gorj, toți cei 80 ceva de kilometri. S-au reabilitat o mare parte dintre acestea și în următorul mandat scopul președintelui Consiliului Județean și al echipei sale este de a finaliza aceste reabilitări. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre iarăși câteva milioane de euro care au fost investite în Spitalul Județean de Urgență, în spitalele subordonate Consiliului Județean, achiziționarea de aparatură nouă, dotarea cu tot ceea ce înseamnă instrumente pentru un act modern și de calitate medical. Dacă vorbim despre cultură, vorbim despre reabilitarea a multor obiective. Domnul Manda, eu vă știu un om sincer, un om deschis și un om care tot timpul pune punctul pe ei atunci când este necesar. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și sinceritate. Spre exemplu, sunteți o persoană care nu cunoaște nimic despre județul Gorj și se plimbă în acest județ de la nord la sud și de la est la vest. Cu ce părere ați rămâne dumneavoastră după ce vizitați Oprelui Brâncuș și zonele de sub munte care se pot transforma în stațiuni turistice dacă ar exista lobby necesar, dar și zona de sud unde se pot dezvolta ferme de zootehnie sau se pot dezvolta culturi agricole. Cu ce părere ați rămâne dumneavoastră după ce ați vizitat județul ăsta, nu știu, câteva zile? Păi, în primul rând, aș rămâne cu impresia faptului că merg pe un drum modern, fie că vorbim despre drumul de sub munte care traversează localitățile sub munte, Crazna, Novaci și așa mai departe. Ajungând la Rânca, eu sunt de acord acolo că la Rânca se putea face mult mai mult pentru Rânca. Din păcate, după cum știți, administrarea acestor stațiuni cade în principal în sarcina orașului Novaci. Acolo, dacă mă întrebați... Nu puteți dumneavoastră să-i face să înțelegă pe oamenii. Pe mine, ce divergențe ireconciliabile sunt între ei. Dacă mă întrebați pe mine, dar aici vorbesc în nume personal, soluția ar fi declararea Rânci ca și stațiune de interes turistic, poate cu o administrație separată, pentru că... Și am scăpat de belele. Da. Lucrurile sunt foarte complicate acolo. Dacă vreți, din punct de vedere funciar, faptul că teritoriul Rânci este împărțit, chiar jumate, dar mă rog, este irelevant. Faptul că avem acolo o unitate militară care schimbă și impune o serie de constrângeri. Nu se poate construi acolo și nu s-a reușit. Neapărat de extrate
întărește și unitatea militară. Acum de are și ea rolul ei, caracterizează OZN-urile pe schiurile la aia acolo. Nimic de spus, dar acolo este o grămadă de teren al acestei unități militare care ar putea fi dezvoltată în scopuri turistice, acolo, pentru că am înțeles că dumnealor nu mai folosesc foarte mult din acest. Sigur, înțeleg necesitatea apărării naționale, dar cred că ar trebui găsit o soluție și aici ar trebui să, la nivel guvernamental, în primul rând, ca o parte din acest teren să fie transferat, că nu-l dați, nu-l dăm domnului Leonard Filip pe persoană fizică, îl transferăm UAT-ului sau județului, sigur, adică soluții se pot găsi. De asta spun că acolo nici se pot face mult mai multe lucruri la. Nu știu la care ar fi importanța strategică a acelui teren de acolo, având în vedere că acum există dronele astea, sateliții ăștia, se bat tot cu pușcoace din astea, au rămas, nu știu, la stare de pușcoace, vine dronul și trag cu pușcoacele în el, nu știu ce. Da, mă rog. Tehnică militară, da. Sunt obiective, pot să înțeleg în anumite limite, atenție, mai ales că din câte am observat, acum 2 săptămâni s-a promovat o hotărâre de guvern și cel puțin cabana armatei din zona Rânca va fi modernizată și e foarte bine că asta înseamnă, poate să ducă la creșterea zonei și ăsta e un lucru pe care ni-l dorim cu toți. Mai fac o recoltă de pușcoace acolo, da. Plecând de la Rânca la Târgu Jiu, da, pot să văd că starea operelor și a centrului Târgu Jiului nu este cea mai bună, pentru că văd centrul Târgu Jiului care este spart de 3 luni de zile. Lăsați asta cu centrul Târgu Jiului. Domne, gardul ăla din parcul central, domne, deci dacă te duci la ultima gospodărie de la țară, dar are WC-ul în fundul curții de stă să pice, are gardul mai de doamne așa decât îl avem noi la parcul ăsta. Eu nu înțeleg, mâna atâția ani de zile, gardul ăla nu ai putut să-i faci nimic, arată ca dracu, doamne, iartă-mă. Dar inclusiv parcul, domnul, avem... Parcul ca parcul, domnul, dar gardul ăla când te uiți la el. Sunt acolo, dacă, nu știu dacă știe multă lume, sunt acolo niște opere de artă, de exemplu, obiectul acela metalic de la intrare, glastra aia de flori, impropriu spus, o să râdeți, este de la 1900 acolo, adică este, am aflat și eu întâmplător de la cineva care cunoaște toată povestea, deci acolo sunt niște obiecte, niște monumente istorice care pot fi altfel puse în valoare. Doamne, vorbiți de asemenea lucruri, când ăștia pot să stați meteo pe poarta zărtului, ce dracu vorbim. Da, deci, absolut fabulos. E păcat că lucrurile astea nu sunt folosite la justa lor, la adevăratul lor potențial, adică mă deranjează și pe mine și pe neazdrăga Târgujean când vedem că când vedem că nu s-au mișcat în acești ani aproape nimic din ceea ce înseamnă Brâncuș. Sincer, este, încă o dată vă spun, să vezi strada aia spartă eroilor de 3-4 luni de zile să nu... Am înțeles că au fost niște probleme cu avizele, dar haideți totuși să ne mișcăm, nu spargem strada înainte de a avea toate avizele și stăm după aia și ne uităm că, dom'le, ce s-a întâmplat că n-avem toate avizele. Adică e un exemplu de prost management, la fel cum s-a întâmplat și cu stadionul, e aceeași discuție, mai e un pic și se face anul de când s-a inaugurat stadionul și spațiile acelea în continuare sunt goale și consumă bani de la bugetul public. De ce credeți că lipsesc oamenii care să închirieze acele spații, care să facă un business, nu știu, să dezvolte o afacere acolo? S-a tot vehiculat faptul că o să fie o bătălie pe acele spații, că se bat unii să facă cofetărie, alții cu McDonald's sau mai știu ce aloc acolo, și în momentul în care s-au scos la mezat, ca să spun așa, nu s-a prezentat nimeni. Păi da, domnul Filip, pentru că s-au scos la mezat, din câte știu acum, câteva luni, 2-3 luni de zile, e foarte greu. Și cine lucrează în mediul privat știe că îți faci un buget la începutul anului pentru investiții, pentru cheltuieli de publicitate. Acolo trebuia iară să gândim proactiv, adică s-a deschis stadionul sau spațiile când s-au deschis în octombrie, noiembrie, anul trecut. Păi tu trebuia să ai planul pe 6 luni de zile înainte. Domnule, exact ce facem? Spui, da. Haideți să facem publicitate, să vină oamenii aceia să închirieze, să promovezi zona, să le spui, domnule, uite, vă putem oferi asta, sigur, cu condițiile legii, că nimeni nu spune, cere altceva, dar trebuie să ai o viziune și să fii un pic, să vezi cum încerci să dezvolți orașul ăsta. Pe de o parte adaptată, dar pe de altă parte există în continuare disponibilitatea acestor spații, dar nimeni nu se oferă să bate pe bătături acolo ca să
închirieze ceva. Soluția e problema economică, sigur, a Gorjului, a municipiului Târgu Jiu, e problema la administrație, e problema de modul în care vor fi cedate aceste spații. E un cumul de factori acolo. E adevărat, este criza, e pandemia asta nenorocită care nimeni nu știe. E foarte multă incertitudine, dar vă repet, este, nu știu cât de mult s-au promovat aceste spații. Acolo, iarăși vorbesc din punct de vedere personal, o soluție ar fi ca în situația în care nu se închiriază, că asta este, poți să duci direcții ale primăriei pe care le ai împrăștiate prin tot orașul. Lumea se duce, se înghesuie la direcția de impozite și taxe locale, știm foarte bine ce aglomerație este acolo și inspectorii aceia muncesc câte 5-6 într-un birou, într-un spațiu strâmt, sunt dosarele care cum, în loc să poți să le muți într-un spațiu modern unde ai și parcare, unde oamenii pot să vină să parcheze la subsol și să se desfășoare toate lucrurile astea civilizate, ce ai atâtea direcții ale primăriei, la fel și cu pașapoartele, cu buletinele. Da? Poți să duci toate aceste spații ale primăriei, să le muți pe toate la un loc, să fie un loc civilizat, cu bon de ordine, cum se face în marile orașe, domnul Filip, că trebuie să luăm exemplu acelora, că ne dorim, înțeleg că facem parte în Alianța Vestului, dar am luat prea puțin de acolo. Da, suntem marcați de spiritul Estului. Din păcate am luat prea puțin din ce înseamnă o administrație modernă de acolo. Am tot văzut în ultima perioadă tauri pe străzi, acum au mai apărut și porci. Ce părere aveți despre invazia asta zootehnică pe străzile Târgu Jiului? Este o invitație pentru fermieri, pentru cooperativiști, ca să spun așa, să investească în Târgu Jiu, sau ăsta e un mijloc de a ne face lobby în perioada următoare pentru disponibilitatea care o avem în Târgu Jiu? Știți ce se întâmplă, domnul Filip? Îmi amintesc că, cu amărăciune, faptul că în 2017 erau cai, acum apărut porci, temă de campanie, amintiți-vă, furibundă a actualului primar, domnule, este inadmisibil ca pe străzile din Târgu Jiu erau cai atunci. Și acum a apărut dintr-o dată porci acum, și din tauri. Cai s-au transformat în boi și în problema câinilor, înțeleg că a rămas. Aia rămâne tot timpul. Este ceva... Un stol de rațe sau de gâște când o să vedem pe aici prin Târgu Jiu. Păi eu sunt. Cred că o să pe insulița de la Jiu sunt, dar alea nu sunt o problemă neapărat. Vreau să vă spun că, din păcate, problemele Târgu Jiului au rămas în mare măsură aceleași ca în 2017, cu care a câștigat domnul Romanescu. Nu este nu aici în studiu, vă rog să nu-i dați numele sau... Da, mă rog, administră, dar nu, evident, a fost un atac la persoana, a fost un atac la o observație la adresa administrației Romanescu, nu a fost cu referire la... Doar ea bogățească, probabil v-a îndemnat să spuneți aceste cuvinte, nu. Și pe noi ne doare aceste cuvinte. Ca să parafrazați... Așa, dar... Haideți să vorbim un pic și de județ. Am vorbit de un excursionist din ăsta care vine așa dezorientat aici, fără busolă, să plimbă un pic prin județ. Cam asta ar fi părerea pe care a spus-o dumneavoastră că o are. Bun, acum ce putem face pentru a îndrepta aceste lucruri în județul Gorj? Ce facem cu starea economică? Pentru că suntem un județ monoindustrial, alternative nu s-au creat, pactul Green Deal bate la ușă în orice secundă. Deocamdată suntem cu chiloții în vine, fie iertată această sintagmă, pentru că așa ne prinde anul 2021. Nu, Filip. Vedeți, noastră, alternative au început să se creeze. Faptul care, domnul Manta, spuneți-mi și mie una. Haideți să vă reamintesc, că cu dumneavoastră, cu siguranță, știți. Vă rog. Apropo de alternativa dumneavoastră, în perioada următoare, un an sau doi ani, ies la pensie 3.000 de persoane din CEO. Dați-mi o alternativă pentru 3.000 de locuri de muncă în următorii 4 ani. 5.000 de oameni în următorii 4-5 ani de zile. Asta e previziunea. Unde pe care... Unde e angajat, domnul? Nu, vorbesc de cei care ies la pensie. Păi nu, ies la pensie, dar bun, haideți, unde locuim astea 3.000 de locuri de muncă care vor dispare din circuitul economic al Gorjului. Corect. Unde angajăm 3.000 de oameni, să găsim o altă sursă, investitori, ce vreți noastră, să-i punem 3.000 de angajători? În acești ultimi 4 ani de zile, vă spuneam că rata șomajului a scăzut de la 6,3 la 3,1. Mă rog, 3,2. Rata asta șomajului e o statistică... Atenție, nu. Înseamnă că s-au creat și asta... Nu știu dacă avem voie să le dăm pe post numele, ziceți-le, dar domnule, la Rovinari sunt aproape 2.000 de locuri de muncă în industria automotiv, da? Fie că vorbim despre Autoliv, fie că vorbim despre cealaltă două fabrici. Vi se citește în ochi simpatia pentru PNL în momentul care predați. Nu are legătură, domnul Filip, nu are legătură, atenție. Bun. La SADU e aceeași discuție, iarăși câteva sute de locuri în industria automotiv. Vorbim despre fosta Avicola, care a fost preluată de o firmă mare. Vorbim despre platforma industrială de la Rostramu, unde sunt aproape 1.400 de angajați.
Dar astea sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimii 4 ani de zile. Da? Din păcate, PNL-ul a dat un semnal foarte clar că vrea să omoare, vrea să îngroape industria pe cărbune. N-am spus-o eu, a spus-o cu subiect și predicat premierul Orban, care a spus că vor să închidă total industria pe cărbune. Da? E adevărat că Consiliul Județean are instrumente limitate să creeze locuri de muncă aici, dacă nu există de la nivel național să vină, nu fonduri, că nu avem pretenție la aceste fonduri, dar avem pretenție să ni se facă un drum expres de la Craiova la Târgu Jiu ca să poți să legi cu infrastructură, da? Poate pistă de biciclete, da? Drum avem, expres deja... Păi stați un pic, ăsta e rolul guvernului. Ăsta e rolul, pentru că astea sunt proiecte. Păi nu Domnul Filip, nu trebuie să fie povești. Drumul acesta expres are 3 etape de implementare: studiu de fezabilitate plus proiect tehnic, scoaterea licitației execuției și execuția propriu-zisă. Pe vremea PSD-ului s-a făcut prima etapă, studiu de fezabilitate plus proiectul tehnic. Acum și domnii de la Liberal trebuie să vină și să le implementeze pe celelalte două. E simplu. Da? Deci parcursul a fost deja stabilit, trebuie doar urmat. Evident. Când vom circula pe drumul expres Târgu Jiu-Craiova? Trebuie să-l întrebați pe onor domnul Vâlceanu, că înțeleg că dânsul... Asta, doamne, dați-ne și nouă un orizont limitat, adică străne poții noștri vor putea circula pe el. Eu sper că mai devreme de atât. Deci eu sper că inclusiv noi, că nu avem când o vârstă... Când pe la 90 de ani? Nu avem o vârstă foarte înaintată, domnul Filip. Păi nu, pe la 90 de ani, peste 50 ceva de ani. Eu zic că dacă pe mandatul actualului guvern nu se va face acest lucru, se face pe cu siguranță nostru, în 2024 vedem unde s-au lăsat lucrurile și le ducem de mai departe. Dumneavoastră. E o dorință a mea, în primul rând, ca și locuitor Aprică al Gorjului. Și fierbinte, da. Da, drumul ăsta este trecut în master planul de transport, domnul Filip. Adică în, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, Biblia transporturilor, ce intenționează să facem și ce se finanțează de către Uniune. Vedeam zilele trecute în programul electoral al contracandidatului domnului Popescu la întâmplător același nume la, din partea PNL-ului, din partea PNL-ului, o enormitate că s-au promis acolo un drum expres de la Craiova, de la Târgu Jiu la Vâlcea. Domnule, este o aberație pentru de că... Ce, domnule, păi vă spun de ce, domnul Filip. Acel drum nu este trecut, nu apare în master planul de transport. Păi și poate deci au avut nu, un declic ca așa principiu, și spus, ca principiu, dacă nu se, păi nu, dacă nu se modifică master planul, nu ți-l finanțează Uniunea Europeană. E simplu. Și nu cred că deci suntem... Nu vă iei teama, domnule, că strigă ăștia, uite, manta, strigă că nu vrea drum de la Târgu Jiu la Râmnicu Vâlcea. Păi, dar eu am explicat, domnule, că trebuie... Deci, atâta din când nu se modifică master planul, nu se poate. Evident că și eu mi-aș dori să merg pe el la Vâlcea, pe drumul expres sau pe autostradă, atâta timp cât, vă repet, nu se modifică master planul, nu se finanțează. Că nu credeți că vom avea fonduri noi la Consiliul Județean sau sau guvernul să facă din bani proprii? Nu, drumurile astea de care presupun investiții de sute de milioane de euro trebuie făcute din fonduri europene, ori dacă Uniunea te finanțează. Domnul Manta, dacă stăm și ne gândim la promisiunile electorale care s-au făcut pe parcursul timpului, tare mie că dintr-o dată nu, ascultați-mă, mie mi-e teamă că câteodată când stau aici în studio că trece dracu vreo autostradă pe acolo până regie și zboară căște după urechi lui colegul meu Stănoiu, dintr-o dată și s-a trezit cu fluxul rutier pe acolo. Da. Deci atât de mult am auzit. Deci asta cu drumul expres de la Târgu Jiu la Vâlcea chiar e gogonată. Cinstit, vă spun. Bun. Ce alternative aveți dumneavoastră pentru a atrage investitorii și pentru a crea locurile de muncă? Vedem de fiecare dată forța de muncă activă cum pleacă în Timișoara, Arad, București sau în străinătate, iar noi ușor-ușor ne depopulăm, populația ușor-ușor îmbătrânește, generația tânără își face un orizont de aplicat de aici, practic noi nu mai avem stabilitate și predictibilitate pe termen scurt, mediu și lung. Singurul deziderat, ca să spun așa, al celor care termină studiile sau care termină anumite cursuri universitare sau post-universitare, este să plece cât mai repede aici, de parcă, nu știu, am fi o enclavă din asta în care toată lumea, singurul scopul are de toată lumea de aici de a pleca din zona respectivă. No, aici vreau să vă contrazic un pic și vreau să vă contrazic din punct de vedere statistic. Sigur că închiderea mineritului va avea un impact negativ categoric asupra societății. Fără discuție, deci asta dar, 4-5 ani de acum dar asta poate să creeze niște oportunități de dezvoltare și să știți că neoficial și oficial chiar se discută devenirea unor investitori care vor să profite de oportunitățile închiderii acestea, deși sună cinic, da? Dar
aici, la Gorj, prin Uniunea Europeană, dă foarte mulți bani, printre care o componentă pentru deschiderea de noi afaceri, de relocare. Revine în sarcina autorităților locale și centrale să acceseze acești bani, că vorba aia, Uniunea Europeană ți dă, dar nu ți-i bagă în traistă. Pentru asta trebuie făcute proiecte să accesați, ca să accesăm acești bani europeni. Capacitatea noastră de absorție pe exercițiu 2014-2020 al fondurilor europene a fost la 41%. Depinde de program, nu general. Păi nu, a spus-o, a spus-o ce de la Ministerul Fondurilor Europene, deci este deja publicat. Stați un pic, nu s-a încheiat exercițiul financiar. Nu, pe baza la facturi, la tot ce este de conturi și la proiecte în curs de implementare, 41%, ceea ce înseamnă că cel mai probabil, conform la toate calculele, capacitatea de absorție pe noua structură 2021-2027 va fi undeva sub 40%, se estimează, da? Despre ce vorbim? Și dacă ne uităm și la vecinii noștri mai în sus, în zona Valea Jiului, vedem programul acela de închidere de mine, nu mai țin exact denumirea, RICOP sau ceva de genul ăsta era atunci așa, în care s-au pompat sute de milioane de euro, au fost sifonate de câțiva băieți deștepți și locurile de muncă, la revedere, n-a mai existat nimic acolo. Șansele, dacă ne uităm la experiență, se întâmplă așa, sunt uriașe. Dacă extrapolăm și ne gândim cum ar putea fi în viitor, e posibil să avem un viitor ros. Asta spun aici. Experiența nu ne îndreptățește să privim către un viitoros. Stați un pic. Sigur că știți foarte bine că banii aceștia europeni se dau în niște condiții foarte stricte. Tot așa și, s-au dat și, și sunt controlați acești bani europeni, că din păcate contribuabilii sau din fericire contribuabilii europeni știu să controleze pe ce se duc banilor mult mai bine decât o fac autoritățile naționale, și asta e o realitate. Vine cu Codruța Chiove și cu junta din Nu, Doamne ferește, nu sunt fan, nu-i vorba de asta, dar au fost al juntei sau al lui Codruța Chiove. Nici. Dar poate asta o să facem o discuție separată. Mai avem 10 minute. La un moment mai dat. Puțin de 10 minute. Alta era ideea. Trebuie să profităm de această oportunitate, pentru că banii europeni vor veni. Eu nu sunt convins că cifrele pe care le aruncă domnul Orban, 3 miliarde de euro, sunt departe de realitate. În primul rând ca sume și în al doilea rând ca și capacitatea guvernului central de a face ceva pentru zona asta. Dar ar trebui să se ducă pe ceea ce v-am spus, pe infrastructură. Este extraordinar de important precrearea unor facilități fiscale pentru cei care vin să investească și să producă efectiv locuri de muncă, pentru că autoritățile locale sunt oarecum legate de mâini, însă în ceea ce privește investitorii locali, în a le da niște mai mult de a le da niște scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale și a le asigura rapiditatea hârtiilor, n-au foarte mult de făcut. Nu pot să fac altceva. Ei, dacă tu ca stat vii și spui, domnule, vii investitorule, în zona aceea care este un pic care va suferi un șoc din punct de vedere economic, te duci, creezi 100 de locuri de muncă, e scutit de plata impozitului pe 5 ani de zile. Nu știu, vorbesc și eu. Bun. Că se pot face derogări de la regulile astea de concurență, având în vedere zona asta. Investitorul se uită la Târgu Jiu, la Gorj și zice, bun, eu trebuie să-mi transport marfa pe Mehedin, Țorșova, să trec mai departe. Acolo mă lovesc de dealul Bujorăscu și încă două dealuri, unde este o singură bandă pe sensul de mers. Mă uit la Valea Jiului. La Valea Jiului se ștrangulează traficul în zona podului de la Lainici. Nu merge nici aici. Mă uit la Râmnicu-Vâlcea să transport pe zona Sibiului. Păi acolo la fel sunt o grămadă de dificultăți pe teren. La fel un drum care are o singură bandă pe sens. Mă uit și la Craiova până la Filiaș, vai și amar drumul cum e. Deci ce dracu să fac eu în Târgu Jiu și în Gorj, zice investitorul. Cum îmi transport eu cu camioanele mele de mare tonaj toată marfa asta, pe unde să o iau? Decât să o iau cu niște elicoptere, cu containere și amintiți-vă, până nu era drumul făcut pe defileu și spre Craiova, câți nervi tocau șoferii și iată că acel drum s-a făcut pe guvernarea PSD și eu v-am spus cu privire la drumul expres. Domnul Filip, s-a făcut prima etapă, să vină guvernul liberal să le facă cele pe cele două, pentru că dacă acest proiect vital pentru Gorj nu se va mișca, vom veni la guvernarea 2024 și îl vom vedea în ce stadiu este și îl vom duce la bun sfârșit. Și nu va fi mult mai greu atunci? Eu sper că nu, pentru că dânsii, vă repet, trebuia să anunțe câștigătorul pentru licitația asta într-o întocmire SF-ului și PT-ului, din câte știu eu, nu s-a anunțat de câteva luni de zile. Deci nu înțeleg care este marea realizare. A venit domnul Orban și a anunțat cu surle și trâmbițe că se semnează pentru podul de la Lainici, nu s-a semnat. Că se anunță câștigătorul pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova, nu s-a semnat.
Nu știu ce s-a mai întâmplat cu centura, iarăși înțeleg că nici acolo nu au demarat lucrările, deci de ce a venit omul ăsta aici doar să mintă Gurgenii sau un scop electoral? La fel cum venea și cu cal dumneavoastră, adică am schimbat PSD-ul cu PNL, o vin, inaugurează, taie pamblici. Acolo, Cuc, din câte știu, a venit doar pentru centura de la Târgu Jiu și, într-adevăr, acolo a fost o problemă care a târziat nepermis de mult. Bun, așa este, aveți perfectă dreptate. Cu ce listă de consilieri județeni veniți dumneavoastră în calitate de reprezentant al PSD în fața locuitorilor și alegătorilor din județul Gorj? Și de ce ar trebui să voteze oamenii din județul Gorj și PSD-ul și pe Cosmin Popescu la președinția Consiliului Județean? Dați-ne și nouă, două, trei argumente mai solide, mai credibile și mai emoționale, dacă se poate, în același timp. Nu o să încep cu textul standard, că eu cred că avem cea mai bună echipă din Consiliul Județean. Asta e ceva... Însă atenție... Ceva de genul fie ca Sfintele Sărbători. Pentru că pe lista noastră este Consiliul Cosmin Popescu, un om în care eu am o mare încredere și să știți că un om cum v-a câștigat încrederea asta? Prin implicarea pe care a dat dovadă în aducerea acestor investitori despre care vă vorbeam. V-am dat un mic exemplu. Să știți că dacă nu era Cosmin Popescu... Nu veneau. Nu știu dacă nu veneau. Dar cu siguranță o parte dintre ei fie își diminuau. Faptul că acest om a ajutat toate comunitățile locale, indiferent de culoarea politică. Cât a fost deputat, eu știu că mi-a spus că ați primar de-ai PSD-ului la dumneavoastră, când a stat cu ei pe scări la ministere și mânca cu un covric și altă de dimineață de la 9 până seara la 7-8 acolo. Nu mai e același om acum. Ba da, și în ceea ce privește... Domnul orice criză se metamorfozează. Domnul Filip, vreți să vă spun că am discutat cu primar PNL, care evident nu pot să-l susțină pe domnul Popescu pe față. Dar a spus Cosmin Popescu e în viața mea și în sufletul și în trăirile mele. Îl vor susține pe domnul Cosmin Popescu pentru că, vă repet, n-a ținut cont de culoarea politică. Uitați-vă pe alocările de fonduri pe PNDL. Da? Foarte multe fonduri mi-au mers către primăriile liberale. Trebuie să o recunoaștem, e o realitate. Nu e niciun fel de... situațiile sunt publice și așa mai departe, da? Deci, de parcă ne certați așa. Doamne ferește, eu vă spun, astea sunt lucruri care se pot verifica, sunt palpabile. Am avut o trăire ca la liturghia de sâmbătă, sunt lucruri palpabile pe care le puteți vedea și le putem verifica fiecare dintre noi. În alta față a județului Cosmin Popescu referire la lista de consilieri județeni. Acolo este Cristi Rujan, un profesionist dezăvârșit și un om care a fost în administrație în ultimii 20 de ani. Fost prefect, fost secretar general pe la ANAF, pe la ministere. Deci un om care a ales să se întoarcă la Gorj și un profesionist dezăvârșit pe care eu îl apreciez foarte mult. Este domnul Tașcău, directorul de la Tudor, care nu cred că mai are nevoie nicio prezentare. Este medicul Bogdan Niculescu. Iarăși, un om pe care cred că are nimeni ce să-i reproșeze. Este domnul Nichifor. Sunt o grămadă, o pleiadă de oameni care au făcut ceva pentru județul ăsta în activitatea lor profesională. Și cred că lucrul ăsta îi recomandă să fie acolo pe listă. Dar de ce, despre cei de la municipiu, de ce nu mai vorbiți un pic și despre așa? M-ați întrebat despre cei de la județ. Reprezentați pe toți. Spuneți-ne și de ăștia mai mici așa ceva. Deci fără niciun fel de... Parcă v-ar fi rușine. Nici vorbă de așa ceva, domnul Filip. M-ați întrebat de lista de la județ. Vă răspundeam strict acolo. Referire la municipiu... Mai avem un pic, ziceți și de ei. Am certitudinea că și la Târgu Jiu, Ciprian Florescu merită să câștige primăria Târgu Jiului, iar în ceea ce privește lista de consilieri locali, evident că și acolo Tibi Tătaru, fostul director al Spitalului Județean, Luis Popa, îl recomandă activitatea lui, Mihai Gherghe, iarăși a activat prin ministere și este Mihai la Gherghe, number one, iarăși Landarmand, sunt o grămadă de nume, mi-am amintit rapid de ele. Iarăși oameni care au făcut ceva în viața lor, au lăsat o dâră în viața lor, în domeniul lor de activitate.
și ca atare sunt oameni care sunt, care merită să fie pe listă. Vă repet, eu am această, această credință, candidatul nostru Ciprian Florescu are capacitatea să câștige primăria municipiului Târgu Jiu și să facă lucrurile pe care le-a promis și pe care Marcel Romanescu nu a realizat în cei acești 3 ani de zi. Cu ce capacitate credeți că va câștiga? Care e principala capacitate cu care va câștiga primăria? Păi, în primul rând, experiența lui administrativă. Faptul că de 15 ani... Păi nu, e foarte important, domnul Filip, a venit din afara... A venit din afara aparatului administrativ și a venit direct într-o funcție de mare răspundere, cum ar fi de primar, poate să ducă, dacă n-ai această experiență, poate să ducă la foarte multe blocaje, până înțelegi cum funcționează aparatul acesta administrativ, chiar dacă până ajungi să cunoști legile de funcționare ale instituțiilor. Parcă vorbiți de aria 51, domnul Păi domnul nu vorbesc, dar e greu totuși dacă n-ai această experiență administrativă, e importantă. O concluzie a dezbaterii noastre, am ajuns aproape la final și un mesaj pentru radioascultătorii și pentru cei care ne urmăriți noi de online. Da, vă rog să mergeți la vot, dragi ascultători, și să puneți ștampila pe lista PSD, atât la Consiliul Județean, cât și la Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu și în celelalte comune și orașe ale județului, pentru că aveți foarte multe argumente să faceți lucrurile astea. Aveți argumentul celor 4 ani de zile în care administrația PSD a județului a făcut multe lucruri bune pentru infrastructură, pentru ceea ce înseamnă domeniul acesta medical, pentru ceea ce înseamnă cultura județului, iar în ceea ce privește municipiul, eu cred că trebuie înlocuită actuala administrație Romanescu, care n-a făcut foarte multe lucruri bune din ceea ce a promis. E cazul ca orașul să meargă înainte, e cazul ca să nu mai vedem câini pe străzi, să nu mai avem probleme cu curățenia orașului, să nu mai mergem în aceleași autobuze care se rup. Deci în afară de autobuze și de câini, să înțeleg că vă place administrația Romanescu. Nu, sunt foarte multe probleme, inclusiv cu Brâncuș, domnul Filip. Ați adus discuția despre Brâncuș. Nu se poate parcul acela și toată calea eroilor să arate în halul în care este acum. Buget o face care răspunde Brâncuș în subordinea cui sunt? A primarului sau Consiliului Local? Mulțumesc pentru participarea din această minunată zi. Mulțumesc, domnul Claudiu Manta, pentru că ne-ați onorat cu prezența. Vă mulțumesc și noastră, dragi radioascultători, care a stat pe 96,2 frecvența Radio Accent. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit în mediul online. Vă spun o zi cât mai frumoasă și rămâneți alături de muzica bună de aici, de programele Radio Accent. La revedere, numai bine! Agenda electorală. Promovare electorală.